Gradul este un program de proiectare și desenare asistată de calculator destinat atât utilizatorilor începători cât și celor profesioniști. Cu o interfață prietenoasă și bogată în instrumente de desenare și modelare, AutoCAD conferă posibilitatea realizării proiectelor detaliate atât în 2D cât și în 3D. Într-o nouă prezentare a interfeței utilizator, AutoCAD versiunea 2015 deschide oportunitatea proiectării parametrizate și a realizării familiilor de piese. Datorită multitudinii de opțiuni de import-export pe care le vom vedea în lecțiile următoare, AutoCAD facilitează realizarea legăturilor cu celelalte programe de proiectare asistată de calculator, cum ar fi CATIA, NX, fostul program Unigraphics, SolidWorks, Bentley, Inventor sau 3ds Max. Platforma AutoCAD stă la baza dezvoltării programelor Autodesk specializate pentru proiectare avansată în diverse domenii, cum ar fi, spre exemplu, mecanică, AutoCAD Mechanical sau domeniul electric, AutoCAD Electrical, arhitectură, AutoCAD Architecture, construcții civile, AutoCAD Civil 3D, cartografie, AutoCAD Map 3D, proiectarea fabricilor, AutoCAD Plant 3D sau AutoCAD PNID. Noile facilități legate de implementarea locației geografice, Geographic Location, permit extinderea activității de proiectare și în domeniul cartografiei și amenajării teritoriului, făcând legătura astfel cu coordonatele geospațiale reale și imaginile obținute prin satelit. Începerea lucrului în AutoCAD 2015 se face prin deschiderea acestuia, utilizând iconul plasat pe desktop. Acesta apare în momentul instalării programului, sau putem accesa meniul Windows Start, All Programs, secțiunea Autodesk, AutoCAD 2015 și apoi alegând din nou opțiunea AutoCAD 2015 în varianta English, aceasta reprezentând limba în care vor fi prezente meniurile și comenzile AutoCAD-ului în interfața utilizator. Ceea ce vedem pe ecran este meniul de început sub denumirea New Tab, obținut odată cu deschiderea AutoCAD-ului. Observăm că acesta este configurat cu două file care se numesc Learn și Create. Din fila Create, care este și fila implicită, putem deschide un nou desen utilizând fișierul șablon implicit, în apăsând pe butonul Start Drawing. Putem începe de asemenea un desen nou deschizând lista Templates, listă care oferă accesul la fișierele șablon implicite ale AutoCAD-ului sau cele pe care le-am creat pentru a urmări anumite standarde de desenare impuse. Tot de aici putem deschide un fișier salvat anterior cu comanda Open Files. Putem deschide o colecție de file cu opțiunea Open Sheet Set, file care reprezintă reprezentarea bidimensională a desenului sau a modelului în AutoCAD. Putem obține prin descărcare online diverse template-uri sau putem să vizualizăm fișiere eșantion venite odată cu instalarea programului AutoCAD. Tot aici, în zona centrală, avem acces la ultimele desene pe care le-am deschis în sesiunile anterioare, sub denumirea de Recent Documents,
acestea putând fi accesate și deschise direct din această listă, cu condiția ca poziția lor să nu fi fost schimbată după închiderea sesiunii AutoCAD în care s-au salvat. Avem notificări online din partea firmei Autodesk în legătură cu posibile update-uri la produsul nostru și accesarea acestui update direct din această filă. Tot aici putem să avem posibilitatea să accesăm direct serviciile Autodesk online, cum ar fi Autodesk 360, sau să trimitem feedback în legătură cu produsul pe care îl utilizăm. Ca prime elemente de meniu în această primă interfață a programului AutoCAD 2015, avem în partea stânga sus meniul de aplicație, Application Menu, pe care, dacă îl deschidem, vom putea observa că este compus din comenzile de lucru cu fișiere și gestionarea acestora, cum ar fi New și Open, apoi Drawing Convert și Recover pentru repararea fișierelor care necesită această activitate, precum și lista Recent Documents, listă care conține de asemenea ultimele desene pe care le-am deschis în sesiunile anterioare. Lângă meniul de aplicație găsim un mic toolbar care poartă denumirea de Quick Access Toolbar. Vom vedea că acest toolbar conține de asemenea comenzile de lucru cu fișiere, comanda New care deschide un fișier desen nou, comanda Open deschiderea unui fișier existent. Acest mic toolbar este într-o formă restrânsă, putând fi customizat prin deschiderea butonului din partea dreaptă, Customize Quick Access Toolbar, alegând de aici anumite comenzi care vrem să apară sau nu în componența acestui toolbar. De asemenea, se poate utiliza și meniul Info Center, plasat în partea dreapta sus a interfeței. Aici puteți accesa documentația cu toate explicațiile referitoare la comenzile AutoCAD-ului, comenzi găsite în sesiunea Command Reference, setări, Customization sau Autodesk AutoCAD 2015 Help, prezentarea noutăților aduse de versiunea AutoCAD 2015 sau prezentarea interfeței utilizator. Puteți scrie în câmpul Type Keyword or Phrase orice denumire de comandă sau instrucțiune AutoCAD pentru a fi căutată în meniul Help. Așa cum aminteam la începutul lecției, în interfața New Tab putem accesa fila Learn, deci putem trece din fila Create în fila Learn. Fila Learn, destinată învățării, apare numai dacă există conexiune la internet. Dacă nu există conexiune, fila Learn nu este afișată. De aceea, probabil, în anumite situații, când nu aveți conexiune la internet, veți observa că în acest New Tab, practic, aveți activată doar fila Create. Aici vom găsi un filmuleț care explică noutățile aduse de programul AutoCAD 2015 și apoi câteva filmulețe, câteva prezentări video despre principalele activități cu care ne vom ocupa în programul AutoCAD 2015. Avem de asemenea disponibile informații referitoare la securitatea programului, Security Update,
și la resursele online, online resources, materiale pentru studiu avansat în utilizarea AutoCAD-ului.